Capricile iubirii. La petrecerea de sâmbătă, neînțelegerile au dominat mai multe cupluri din casa Mireasa. Și iată că nu i-au ocolit nici pe Iana și Andrei. Nu știi ce vrei, Andrei? Măcar cu energie. Acum vrei să dansezi, acum vrei să... Te rog, măcar cu energie. Să stai afară. Te rog, măcar cu energie. Ieși când ești și vrei, de la început, și după aia spune. Da? T-ai impresia că lucrurile astea duc la ceva bun? Din nimic? Da. Când avem momente super frumoase și tu din nimic, efectiv nimic, efectiv tu din nimic? Asta tot faci parte din... Dar eu ce am făcut acum? Nu am făcut nimic. Doar că dacă tu zici lui iubita ta să ne ducem afară să stăm și... Vreau să fac discuția din asta, dar când te cheamă altă fată să dansezi și tu te duci să dansezi, asta arată cam aiurea. Iubito, a zis dansați? A zis dansați, iubito, nu? Dar noi ce am spus? Noi cum ne-am înțeles? Că ești mamă, corect, da. Și? Păi tu inițial mi-ai spus, doamne, dar nu vreau să mai cer cu tine. Care e problema? Ieși să mă duc eu să dansez și tu stai aici. Și după ce s-a detensionat puțin cu ajutorul dansului, Iana urma să se întoarcă la iubitul ei, cu gând de pace, cel puțin pentru început. Nu e că e așa să faci, să știi. Eu? Da. Tu mă acuzi, nu tot e super, gata, și gata. Tot sunt de bun. Gata. Nu știi victima, bine? Nu te fai victima. Acum mă dau victima. El doar te-a atras atenția. Treaba, da. Dacă tu consideri că eu exagerez, spune că exagerez. Eu aș spune să-ți dai tu singur o seama de chestii. Eu n-o să-mi dau seama, pentru că asta e părerea mea, eu consider că nu e. Este un mărunțiș, da, o chestie minună, dar de la așa chestie tot îți fac părere. Aseara asta am avut mai multe discuții, da? Două. Una, ai reacționat doar pentru că cineva a cântat și nici măcar nu știam și tu ai spus, am spus ce bine cântat și tu ai spus la fel. Bă, termini, te rog, eu n-am vrut să fac discuții din acum, asta, nu mă enervă. Bun. Bine. Tu vrei să mă domini de tot în discuția asta sau în relația asta? Asta știu și eu. Nu. Hai, vorbește, scuze. Eu niciodată n-am pus într-o relație. Da, pardon. Exagerez. No, suntem egali. Da, normal. Așa. Și acum am mâncat pastă, dar hai să dăm plecat. Și am spus, iubito, n-aș mai dori să mă... Voi să dansezi corect? Ai spus, hai să facem... Nu! Deci tu întorci toate chestiile. Cum pot să fac cu tine ceva dacă tu întorci toate chestiile? Nu întorc. Dar eu mai vreau să mai... Nu! Eu am spus că mergem afară. Ok, bun, și am oprit. Cum tu poți să întorci toate... Nu prima dată observ chestia asta. Ok, deci că tu iei și întorci tot. Întorc. Ok, bun. Și de asta tu reacționezi, așa că eu întorc. Nu de asta reacționez. Asta e încă o chestie care am observat. Și deja sunt vreo câteva chestii, înțelegi? Tu ceva mă testez? Nu te testez, doar asta e situația. Așa sunt eu. Când dacă o accept și o să adică... înțeleg, merge mai departe. Dacă nu sunt de acord... Nu zic că nu mergem, doar că spune că nu ești de acord și vedem cum facem. Deci tu mă reproșezi mie acum, dar să mă spui în mod direct, că eu greșesc față de tine. Nu greșesc, doar că ți-am atras atenție, să fii mai atent. Și dacă te deranjează asta, nu accepta. Dacă consider că eu n-am dreptate. Eu personal, aici ți-am spus, am venit cu gând să mă însor. Am venit să cunosc pe cineva cu care să mă gândesc la viitor. N-am venit să le prietenii cu nimeni. Uite, tu te-ai dat așa de Alina, te-ai dat așa de, ai început să te dat așa de Alicia. Te înțelegi bine, ai lucruri în comun cu ele. Poate vezi și prieteni afară, poate nu vezi știi. Asta ce înseamnă? Că trebuie să stai singur, trebuie să stai doar cu iubitul. Acum vreau să spun un lucru. Că nu știu cum să-ți explic, dar eu am terminat cu atașamentul față de oameni. Adică eu înțeleg că ei vin și pleacă. Și mă bucur la moment cât sunt ei aici. Mi s-a mai întâmplat așa, dar eu nu știu, nu doctorul, nu sufăr deja, nu, nimic nu se întâmplă. Așa, la revedere. Nu mă atașez de oameni. Dar în relație de atașez, de partener? Nu pot să zic, pentru că n-am avut după aceea. Adică am avut relația, dar tot. Adică când a venit momentul să luăm rămas bun, a fost... Am luat rămas bun. Și m-am, peste o săptămână eram ca nou. Poftim? Adică mi-a trecut, nu știu, una alta, a treilea, ce sentimente aveam și... Cum să-ți trec sentimente într-o săptămână? Așa am vorbit eu cu mine, m-am calmat și
E bine că ești puternic, emoțional. Și că nu te mai sperie nimic. Chiar îmi doresc că... să pot să construiesc ceva spre viitor. Pentru asta am venit. Capricile iubirii. Apropo, treaba cu încărcatul cu energie, trebuie să iei copacul în brațe cu totul. Era cumva gen să oprim discuția, dacă... Da. Dar ce s-a... Da, din nimic. Era în bucătărie, după am ieșit, într-adevăr, trebuia să ieșim afară să mai stăm, că era răcoare și... O fată a zis, hai să dansăm. Se întâmpla să fie chiar Larisa, ca să o aducă în discuție și ne-a zis, haide să dansăm. Inițial, eu am crezut că ea n-a mai dorit să danseze și ea. Și de aici s-a... După cum a zis și noastră, mi-a reproșat că dacă o fată îți spune să dansezi... Dar nu mi-a spus-o mie, doar mie. A spus, haide să mai dansăm, că pur și simplu nu mai era nimeni pe ring. Săptămâna trecută s-a întâmplat că atunci când nu mai era, să avem cumva, nu știu, niște reproșuri din partea celor din spate. Că, da, până la urmă e sâmbătă, e petrecere, e inevitabil să nu apară și discuții, dar totuși, hai să ne mai și distrăm și avem timp, duminică, luni, marți, nu? Și de acolo s-a plecat, cumva, nu știu. Bun. E clar că a fost un deranj undeva. Unde, Iana? Da, am explicat foarte clar, cred că m-a deranjat faptul că noi ne înțelegem. Asta e despre prioritățile care el are. Adică el nu pune în prioritatea faza aceea că aș dori să petrecem timp împreună, pentru că noi am dosat până atunci și ne-am înțeles să ne ducem să mai stăm împreună. El, dacă o cheamă o fată, hai să mă duc să dansez cu tine. Pentru că, da. Păi și dacă aș avea și eu ceva de comentat, aș spune că atunci când eram pe bancă, când trebuia să petrecem timp împreună, ea a plecat și m-a lăsat singur. Nu și după s-a întors. Nu am putut să comentez pentru că asta s-a întâmplat după ce ai făcut tu chestia asta. Ți se pare că nu e suficient de atent la ce spui tu și la semnele pe care îi le oferi tu sau? Nu știu, eu pur și simplu vreau să-i aduc la cunoștință lui chestia că pentru mine asta e important. Pentru dânsă poate asta nu adică pare atât. Adică ce e important? Ca el să gândească și la mine în așa momente, adică să, măcar să mă întrebe, vrei să dansăm sau vrei totuși să ne ducem? Dar el s-a apucat să vreau, el crede, eu m-am gândit că eu n-aș vrea să danseze. Tu te-ai gândit, dar tu nu m-ai întrebat. Ok, așa este. Da. De fapt, problema e dacă ea simte dacă din partea mea este sau nu o prioritate, despre asta e vorba. Asta e concluzia. Dar să știi că uneori femeile obosesc mai repede sau sunt femei care duc mai mult decât partenerii lor. Asta nu înseamnă că e obligatoriu și pentru partener să facă toate activitățile astea, că da, unii duc mai mult fizic și alții mai puțin, știi? Și atunci ea poate nu mai avea chef să vorbească. Sau, pur și simplu, poate avea chef de intimitate. Și când spun intimitate, mă refer la un moment cu tine, adică să stați de vorbă, să discutați despre voi doi. Iar lucrurile astea cred că ar trebui să le simțiți unul cu celălalt și cred că face parte din cunoaștere, domnul Eduard. Exact. Și cred că seara asta, leitmotivul discuțiilor, cel puțin din perspectiva mea, este despre a stabili din orice conflict sau mini-conflict o mică regulă care să urmărească mai departe cuplul respectiv. Având în vedere că este vorba despre un echivoc, deci nu s-a înțeles foarte bine și au lămurit lucrul ăsta, dar reiese de aici și nevoia Ianei ca de fiecare dată să fie întrebată, ceea ce mi se pare firesc. Și firesc mi se pare răspunsul lui Andrei, care după părerea mea a înțeles și a și recunoscut. Deci adică să nu decidă unul pentru amândoi. Da, dacă nu îl împiedică pe el cu nimic să pună întrebarea asta, a reieșit o nevoie clară a ei și din câte îmi dau eu seama de la Andrei și acum știți că el e foarte atent și e foarte receptiv la partea asta psihologică, nu cred că e o problemă pentru el să mențină chestiunea asta și să-i rămână în minte nevoia Ianei. Andreea, pe tine te deranjează, de exemplu, dacă partenerul tău ia decizii și pentru tine? Depinde de context. Adică, uite, el a fost invitat în oraș. Și da, sigur, venim, dar nu te sună pe tine, că tu poate ai un alt program, nu știu, te deranjează? Pe mine nu mă deranjează aspectul ăsta, noi avem și un calendar comun, așa că e... Dar de obicei nu se întâmplă, pe mine mă întreabă tot timpul. E? Ana? Într-adevăr, uneori poate fi deranjant când cineva îți face programul, mai ales că tu poate ai și alte lucruri, poate vrei să, într-adevăr să petreci un pic timp cu tine și totuși trebuie să ieși. E benefică ideea de a-ți întreba partenerul totuși înainte de a lua o decizie care ar putea să privească pe amândoi.
Uite, Ion pare așa, el ia toate deciziile, el e stâlpul casei, el e... Nu chiar. Nu e tocmai așa. Dar aș vrea și eu să le spun ceva, dacă se poate. Te rog. Sunt de acord că e ușor deranjant, ușor deranjant pentru oricare partener să-și vadă partenerul că pleacă să danseze cu altcineva. De mână dar, cu. De mână cu. De mână cu, dar oare n-a fost ăsta și un mic episod din toxicitatea Ianei despre care vorbea la un moment dat și cumva l-ai pus pe el așa la testare? Să vezi cum gestionează, contează foarte mult cum îi gestionezi tu ei comportamentul în momentele astea. Și am mai fost atent că ai spus ceva, că tu ai învățat că oamenii vin și pleacă. Și eram curios să te întreb, Andrei, din care categorie face parte? Din cei care vin sau din cei care vor pleca la un moment dat? El a venit în viața mea și noi acum facem... Așa, nu, da, a făcut precizarea pe film că e vorba despre alte persoane, nu despre partener. Am înțeles. Eu eram curioasă dacă i-ar fi spus un băiat lui Andrei să rămână să danseze, dacă ar fi deranjat-o la fel pe Iana. Normal, sau, practic, că... te-a deranjat că o femeie, o altă femeie, i-a spus să rămână și a rămas pentru o femeie, nu pentru un bărbat. Da. Adică e și un pic de gelozie acolo? Posibil. Da, putem să-l credităm și pe el. Că e posibil, noi toți discutăm varianta în care a decis fără tine, dar e posibil să nu fi auzit și, de fapt, Larisa să fi făcut invitația pentru amândoi. Chiar pentru amândoi. Deci, dar oricum e bun episodul ăsta, pentru că vă dă posibilitatea vouă să înțelegeți un lucru despre voi. Exact. Tu înțelegi că ea are nevoie să fie consultată. E un semn de validare. Mie îmi place cum ai răspuns. Mulțumesc frumos. Cu dragul.